Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună. Pentru că din nou se întâmplă acum. În secolul 20, care s-a încheiat acum ceva ani, nu mulți, au murit 200 de milioane de oameni cu acte în regulă pe planetă din cauza fumatului. Se estimează că în secolul acesta, în secolul 21, vor muri 1 miliard. Mâine este ziua internațională a luptei împotriva fumatului. Mâine aveam alt subiect planificat, ar fi trebuit să fac subiectul ăsta mâine, dar mâine deja vorbisem cu cineva, n-aveam cum să-l schimb și atunci prefațăm un pic cu 24 de ore avans, o zi extrem de importantă. Invitata mea este Ionela Belaconi. Să rămână. Bună seara! Îți mulțumesc foarte mult. Un doctor, un medic specialist în București la Spitalul de Boli Pulmonare, la Spitalul Nasta, medic specialist în domeniul pulmonar și o femeie extrem de emotivă, pentru prima dată în fața camerelor de luat, nu mă mai dați pe mine, dați-o pe ea, așa, iată-o, extrem de emotivă, mi-a spus că are mari emoții. Emoțiile sunt nimic în comparație cu nivelul pe care îl are în domeniul cancerului pulmonar, în domeniul bolilor de plămâni. Ionela este unul dintre specialiștii pe care are țărișoara asta, alături de colegii ei formează cel mai puternic colectiv din România, colectivul care deservește Spitalul de Boli Pulmonare din capitală. Așa se cheamă sau are altă titulatură spitalul? Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din capitală. E o echipă excepțională. Excepțională, un spital excepțional. Am spus în promovarea acestei emisiuni așa, dacă sunteți fumători, trebuie să urmăriți emisiunea mea și a Ionelei, pentru că dacă o urmăriți, veți trăi... Dacă nu o urmăriți, veți trăi mai greu și mai puțin. Dacă urmăriți, poate măcar unul dintre noi să vă lăsați de fumat după emisiune. Știu că n-are sens, mulți mi-au spus, n-are sens, mă, toată lumea spune că fumatul dăunează, scrie pe pachete, arată poze cu cancer pulmonar pe pachetul de țigări, lumea cumpără în draci. Nu e așa. Nu e așa. Aveți copii? Aveți fete care se vor mărita și vor dori să facă la rândul lor copii? Haideți să discutăm deschis despre ce înseamnă, nu atât fumatul, că fumatul s-au făcut campanii, Doamne, numai eu am participat în decursul ultimilor 20 ceva de ani ca ziarist la 5-6 campanii naționale antifumat, nu. Cu Ionela mi-am propus să discutăm azi mai mult despre fumatul pasiv, fumatul acela care, deși pare nedăunător, este aproape la fel de periculos ca și fumatul activ. Care e diferența între fumatul activ și pasiv, Ionela? Bună seara, domnul Barbu, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Păi, fumătorii sunt de mai multe categorii. Sunt fumătorii activi, cei care efectiv iau țigara și fumează. Sunt fumători pasivi, cei care sunt în apropierea fumătorilor activi sau în aceeași încăpere. Și mai este o categorie numită fumătorii inconștienți, adică fumători de mâna a treia se mai cheamă, care intră în camere sau în camere de hotel, sau spațiile, mașini, automobilele ale fumătorilor și în zonele în care s-au depus substanțe din fumul de țigară. Adică acolo rămân, chiar n-am știut, în mașina unui fumător, în camera unui fumător, rămân unde rămân? Pe pereți? Pe haine? Pe mochetă, inclusiv pe fumător, pe păr, pe haine, în și camere, pe mochetă. Inhala, tu ca... Da, ele, particulele se depun, după care ele în timp emană gaze, noi simțim mirosul, adică dacă ați intrat într-o cameră de hotel a unui fumător, simțiți mirosul. Și acestea pot avea efecte nocive. Deci copiii trebuie să evite chiar și spațiile unde fumătorii au stat, nu neapărat momentul în care fumează cineva în camera aia. Da, este o problemă extrem de interesantă, în sensul în care părinții care fumează, de exemplu, pe balcon și deschid ușa balconului, substanțele, particulele pot intra în cameră și se depun pe mochetă, pe canapele, unde copiii ajung. Se joacă, devin toxice canapele, foarte interesant, chiar n-am știut. Da. Nu uitați că aveți două numere afișate pe ecran în stânga jos, acelea sunt destinate tuturor celor care urmăresc emisiunea Se întâmplă acum pentru a intra în dialog și cu mine și cu doamna doctor Belaconi. Credeți că are vreun rol? Ce experiență în domeniu aveți? Câți ani? Am 15 ani. 15 ani. Câți oameni suferiți de cancer pulmonar v-au trecut prin mână estimativ? Din păcate extrem de mulți. Foarte, foarte mulți. Și este... E marcant. Cum v-a marcat? E foarte greu să privești un pacient care are cancer pulmonar
și vrei să faci totul pentru el ca să fie bine, să poată fi operat, să urmeze tratamentul corect după aia și să fie bine, să te întâlnești cu el ulterior la consultațiile necesare. De cele mai multe ori lucrurile nu merg așa? De cele mai multe ori nu, dar privim partea pozitivă, adică totul începe prin prevenție și ăsta este și motivul pentru care sunt la dumneavoastră în emisiune. Este foarte, foarte importantă educația. Care sunt primele... Iertați-mă, spuneți. Oamenii ar trebui să știe cât este de nociv și ei știu, dar cel mai important ar trebui să știe tinerii. Pentru că peste 50% din fumători încep fumatul până în 18 ani. Și atunci e o perioadă extrem de periculoasă. Se devin fumători pentru toată viața. Câte substanțe toxice conține o țigare? Conține peste 4.000 de substanțe dovedit nocive, din care 4.000, 7.000 după alte, oricum, substanțe nocive peste 4.000, iar substanțe dovedit cancerigene aproximativ 70. Adică conține formaldehidă, acid cianhidric, arsenic, monoxid de carbon. Care sunt primele 3 sfaturi pe care le-ați da ca medic specialist celor care fumează în raport cu copiilor, cu soțiile sau cu soții nefumători, cu părinților bătrâni nefumători, dar cu care, trăind în același areal, în aceeași casă, în același apartament, mergând cu aceeași mașină, îi transformă în mod irresponsabil în victime. Care sunt primele 3 sfaturi pentru că ați venit să facem profilaxie? Și mă bucur. Nu este o emisiune pur medicală, e o emisiune mai mult de dialog cu oamenii și de profilaxie. Este foarte important ca părinții să știe că ei au o influență asupra copilului. Copilul, văzând că ei fumează, privește lucrurile mai ușor decât ar trebui și consideră că nu este un viciu atât de mare, ceea ce e greșit. Practic, noi acum trăim mai bine și trăim mai mult. Este important să avem niște plămâni sănătoși. Primul lucru ar trebui ca părinții să se lase de fumat ei, clar. Al doilea, să nu fumeze în casă, inclusiv pe balcon. Ideal. Da, este ceea ce am povestit mai devreme cu fumatul inconștient. Particulele intră când ușa balconului e deschisă, particulele se depun pe fumător, pe hainele lui, pe păr și se degajă. Nu este... Copilul simte și consideră că fumatul nu este un obicei atât de rău. Spuneți-ne, doctor, o femeie care fumează și după ce a ieșit de pe balcon, sau mă rog, a revenit de pe balcon sau din curte unde a fumat și ia bebelușul în brațe, e toxică pentru copilul ei? Este, da. Poftim? Normal că este. De ce? Pentru că... Din același motiv cu particulele? Particulele s-au depus, ele degajă ulterior miroase, ceea ce simțim și noi, și sunt acele substanțe cancerigene plus substanțele dovedite nocive care nu fac bine la bebeluș. S-a dovedit că copiii care sunt supuși fumatului pasiv, adică locuiesc în apartamente în care se fumează, fac mult mai frecvent infecții respiratorii, au un risc mai mare de astm, lipsesc mai frecvent de la școală. Nu, iartă-mă, Ionela s-a panicat, aveam o problemă tehnică, eu cu urechelnița, nu mi-auzeam colegul din regie. Da, iartă-mă, Ionela, te-am întrerupt. Bun, hai să trecem la ce știm noi mai bine, la telefoane, oameni, păreri, întrebări. Repet, o am alături pe Ionela Belaconi, medic specialist la Institutul NASTA, Institutul de Pneumoftiziologie, dar de fapt, ca să înțeleagă toată lumea, este vorba de cea mai de elită unitate spitalicească din România în domeniul bolilor pulmonare. Și mă doare sufletul să o spun, este locul unde se duc cele mai cumplite cazuri de cancer pulmonar din România. Știu eu ce spun, pentru că am văzut în decursul ultimilor 20 ceva de ani câte intervenții se fac, câte pile se pun. Știu, ăsta e adevărul. Sunt foarte, foarte mulți bolnavi, din păcate, în țara asta și foarte puține unități spitalicești de nivelul institutului de unde vine Ionela. Bună seara, sunteți în direct. La Buzău, vă ascult. Alo, bună seara. Bună seara. Fiți amabil, vreau să vă spun, să confirm adevărul fumătorului pasiv. Eu am lucrat cu o fumătoare, eu nefumând, lucrând într-un loc unde ne obliga să facem radiografia pulmonară, colegii mele nu i-a spus nimic, iar mie mi-a spus să mă las de fumat, eu fiind nefumătoare. Colega mea fuma un pachet pe zi în birou cu mine.
Deci, oameni buni, feriți-vă cât puteți de fumatul pasiv. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mi-ai făcut o mare bucurie și mie și Ionela. Ionela era foarte mulțumită ascultându-te. Deci, confirm. Da. Confirm pe bază de radiografie pulmonară. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Vreau să, Alex, te rog frumos, bagă și în plasmă și în emisie. Vreau să vă arăt ceva și să comentez împreună cu Ionela. Doi plămâni, o să vedeți imediat. Un experiment făcut... mă rog, un experiment, o să-l vedeți. Un plămân de om care n-a fumat niciodată, iată, avem deja imaginile, acestea sunt imaginile. Acesta este plămânul de nefumător, îl vede și Ionel, îl vede și dumneavoastră acasă, într-o cuvă, el este scos din persoana decedată, dar persoana care n-a fumat și alături în cuva din stânga, iată un plămân de om care a fumat peste 20 de ani. Uitați-vă la culoare, uitați-vă că doar plămânul stâng, drept, pardon, mai reacționează, stângul întotdeauna e mai mic din cauza inimii, că acolo ocupă și inima un pic loc, da? Uitați-vă cum poate să respire, cum ar fi respirat sau cum a respirat cel care a fumat 20 ceva de ani. Repet, acesta este un plămân, comentează tu ce vedem, Ionela. Plămânul sănătos se vede că are o culoare roză, e... pe când cel al pacientului fumător a căpătat în timp o culoare neagră, de la depunerea substanțele chimice nocive se depun în zeci de ani de fumat, gudronul, mai ales care e o substanță neagră văscoasă, care conține cele mai multe substanțe cancerigene, și atunci plămânul capătă această culoare. Ceea ce se mai vede însă că nici, chiar dacă culoarea e modificată, nici funcția nu este chiar asta în regulă. Să marcăm. În sensul în care nu se mai... Volumul de aer care intră în cei doi plămâni, stâng și drept, la persoana care a decedat fără să fi fumat vreodată, este de 4-5 ori mai mare, am citit eu materialul, de 4-5 ori mai mare volumul de aer pe care îl poate acapara plămânul, poate lua la o respirație, decât plămânul, a zic bine? Da. Mulțumesc foarte mult, mergem la Iași. Bună seara, sunteți în direct, Marian. Bună seara. Bună, Marian. 3 de ani m-am lăsat, cam la 50 de ani m-am lăsat de fumat, am fumat în jur de 30 de ani. Așa. Am 12 ani de când m-am lăsat de fumat. Cum putem să ajutăm plămânul ăla, că m-a speriat ce mi-ați arătat acolo, e negru, e urât, vai de mine, așa e al meu. Să știi că aici medicul poate să spună, dacă plămânul după ce ai fumat, cum arăta plămânul lui după ce fuma 30 de ani, după ce a fumat 30 de ani? Probabil că asemănător cu... cu cel din imagine. Da. Vai de mine, și după 12 ani, deci nu... Funcția, ideea, noi măsurăm afectarea plămânului, că nu putem intra direct în plămânul pacientului, prin efectuarea unei spirometrii. Spirometria, pacientul suflă și vedem cât este efectiv funcția dânsului pulmonar și eventual o radiografie, neapărat. Funcția pulmonară se distruge la un, la un fumător mult mai rapid decât la un pacient care nu fumează. Primul pas care l-ați făcut acum 12 ani și este extrem de important e că v-ați lăsat de fumat. Asta e primul lucru. Funcția noastră pulmonară nu va reveni niciodată cum era inițial, dar ea capătă forma pantei a unui nefumător. Aoleu, stai un pic acum, e prima oară când aud. Ăia care se lasă de fumat, și eu sunt printre ei, ca și invitatul nostru de la Iași, acum aproape 10 ani m-am lăsat și eu de fumat. Fumam mult și am fumat mulți ani, m-am lăsat acum 10 ani de fumat. Spune-mi, niciodată, că eu știam teoria aia, nu știu, poate e o poveste, tu să ne spui, dacă după 7, 8, 10 ani se spune, legenda, că plămânii se curăță de gudroane și astea și își revin la statutul oarecum de nefumător, dar acum aflu că nu e așa. Riscurile scad foarte mult. Deci primul pas este lăsarea de fumat. Okay. Și riscul scade excepțional de mult. Așa. Este extrem de important. Dar niciodată plămânul nu-și mai revine la ce a fost la nefumător. Dacă pacientul are afectată funcția pulmonară. Că poate nu a făcut ceea ce noi numim BPOC, boala cronică obstructivă pulmonară. Dacă pacientul are funcția pulmonară normală, atunci ea va rămâne în limitele... Am înțeles. Altă întrebare de la Iași, mai să... Îmi cer scuze, spirometria este foarte bună. Nu, bine, mulțumesc atunci... frumos. Doamne ajută, mulțumesc foarte mult. Repet, ce vedeți acum este un plămân prelevat de la o persoană care n-a fumat niciodată. Nu mă dați pe mine, lăsați imaginele și cu Ionela. Așa, iar acum, iată, plămânul unei persoane la fel decedată ca și în cazul anterior, dar care a fumat cel puțin 20 ceva de ani, câte mi-aduc aminte din material. Uitați-vă culoarea și uitați-vă funcția respiratorie la cât se reduce. Mai, o să mai avem alte imagini la fel de sugestive și de, spun eu, doveditoare în ceea ce privește riscul pe care și-l asumă fiecare fumător.
Da, Ionela, mergem mai departe. Alt sfat pe care l-ai dat până luăm alte telefoane, telefoanele sună în continuu, dar eu vreau să te aud și oamenii și pe tine. Deci, ai primul sfat pentru a se evita fumatul pasiv. Repet, vorbim în emisiunea asta mai mult de fumatul pasiv. De ce? Pentru că fumătorii înrăiți am constatat că degeaba vorbești cu ei, degeaba le spui, degeaba le arăți. Majoritatea mi-au zis, da, bă, Tudore, știu, dar n-am ce... Uitați-vă pe imagini astea, sunt imagini de la un mare institut din China. Ce vedeți este, sunt pulmonii unui fumător prelevați și băgați la o disecție și uitați-vă ce e aia acolo. Explică-ne ce vedem. Eu am citit că este gudron, că este o pastă. Exact, depunerea gudronului, care este o substanță pastă vâscoasă, negricioasă, care se depune în plămâni. Ăla e esofag, e în zona esofagului sau văd eu aiurea? Trahea. E trahea. Uitați-vă puțin, comentează ce vedem. Deci, Ionela Belaconi vă comentează imaginea acestea de la Institutul din China, care se ocupă de boli pulmonare, ca și nasta la noi. Se vede depunerea pe trahea pacientului și a bronhilor principale, se observă depunerea de aceste substanțe vâscoase. Care e toxică și cancerigenă. Da. Plămânii, așa cum arată, sunt plămâni afectați? Se văd zone. Nu e un plămân chiar roz, cum era cel anterior. Se văd zone negricioase. Probabil că e un pacient care e afectat. Nu văd dacă are și vreo tumoră pulmonară sau altceva. Da. Bună seara, sunteți în direct. Da, bună seara, mă auziți? Sam, da, Marian, te aud. Adrian, iartă-mă, în Dâmbovița, Adriane, din Dâmbovița da. Ești? Da. Ia zi, Adrian. În primul rând, bună ziua dumneavoastră și invitatea dumneavoastră. Bună ziua și ție. Aș vrea să o întreb pe doamna doctor, dacă știe câte substanțe nocive se află în lichidele de la țigările electronice. Și dacă țigările electronice sunt cumva o variantă de a te răsa de fumat? Foarte bună întrebare. Nu știu dacă știi. Ia să vedem. Excepțională întrebarea. Foarte bună. Da. Mersi, Adrian. Mersi. Da. Stai la telefon, adică stai la televizor să afli răspunsul. Ideea care e? Țigările electronice au o soluție care conține nicotină. Și pacientul, omul care fumează țigara electronică, trage vaporii de nicotină, aerosolii de nicotină. Soluția aia nu are doar nicotină pură, are și alte substanțe. Rolul lor nefast nu a fost încă dovedit, e mult prea recent, dar nu este exclus. Adică trebuie dovedit, totul în medicină trebuie dovedit. Aici sunt păreri împărțite, eu am auzit oameni care spun că oameni care se pricep și care spun așa, e mai toxică țigara electronică decât țigara clasică, alții spun ca tine. Încă nu s-au făcut studii necesare pentru că a apărut de prea puțin timp ca să se facă statistici pe un deceniu sau mai mult, dar întrebare, omul a pus o întrebare cheie. Exact. Este o metodă de a te lăsa de fumat țigara electronică? Nu. În ce sens? Cantitatea de nicotină pe care omul o aspiră în momentul ce folosește țigara electronică nu e cuantificabilă. Adică nu scazi în timp cantitatea de nicotină. Dânsul rămâne dependent de nicotină, ca tare își va întreține viciu. Dar omul zice așa, sau oamenii pot spune așa, țigara electronică conține mai puține substanțe toxice decât țigarea, probabil că nu avea 4.000, nu știu, lichidul ăla, și atunci preferă țigara electronică. E de preferat? E de preferat să te lași de fumat. Mulțumesc foarte mult, mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Da, Anca. Bună seara. Vă sunt din Sibiu. Am o întrebare pentru doamna doctor. Te rog. Am făcut un CT și în urma CT-ului mi-au ieșit mici bule de emfizem pulmonar. Așa. Care ar putea fi cauza? Sunteți fumătoare? Da. Probabil că asta este și cauza bulelor de emfizem. Acum... Dacă sunt mici, aș vrea aș vrea să nu o las pe Ionela să facă diagnostice în direct la televizor, corect, că nu ăsta e scopul emisiunii, una. Și al doilea, mi-e teamă că uneori puteți pune întrebări la care răspunsul doamnei doctor, având experiența pe care o are, să nu fie cel pe care vi-l doriți. Și decât să afli de la televizor, okay, indiferent... Nu, că eu am... Nu, înțelege-mă și pe mine. Am înțeles. Emisiunea are ca scop... Auzi, ascultă-mă o secundă. Emisiunea are ca scop nu să facem diagnosticări sau consult medical în direct, ci să afle cât mai multă lume cum se poate lăsa de fumat și ce pericol reprezintă fumatul. Ăsta e scopul. Exact, cum se poate. Eu m-am lăsat de pe luni de zile, după care am început să fumez. De ce? Chiar nu știu. Păi dacă ai emfizem pulmonar, cât
tupeu și câtă minte lipsă trebuie să ai să mai bași țigarea în gură când tu cu gura ta spui: doamna doctor, am emfizem pulmonar. Și să mai bași țigarea în gură acum pe bune. Ce să spună doctorița asta? Ce să spună Ionela? Fumează cu coană care ai deja emfizem pulmonar? Doamne, iartă-mă! Bine, nu mă... greșesc ce spun? Nu, stai un pic, întreb, nu m-am hazardat eu să întrebăm medicul, greșesc? În principiu nu. Întotdeauna trebuie lăsat de fumat, indiferent ce. Nu, dar un om, poate am greșit, emfizemul pulmonar și fumatul sunt compatibile? Nu, exclus. Emfizemul este de cele mai multe ori cauza fumatului. Apare. Fumatul e cauza emfizemului? Da, da. Da. Asta vroiam să știu. De fapt, asta și-am întrebat. Da. Acum, există și alte cauze, dar nu intrăm în ele. Dar la o doamnă fumătoare, care i s-au găsit bule de emfizem pulmonar, cel mai probabil de acolo sunt. Câte țigări fumezi pe zi? Câte țigări fumezi pe zi? 5, 6. De cât timp? 15 ani, în principiu dimineața fumez. Înțeleg. La cafea. Este foarte important atât numărul de țigări fumate într-o zi, cât și anii de fumat. Deci nu sunt fumătoare răită. Am înțeles. Dar tot este un... Da, există. Cele 5-6 țigări există pe zi, da. Nu, dacă ar vorbi un pic mai tare, Ionela, ai fi auzit ce a spus. Și la 5-6 țigări tot un viciu și tot un pericol sunt. Corect, da. Eu asta am spus. Dar vreau să te întreb eu altceva. În jurul tău mai sunt persoane, copii, nepoți și prieteni, rude, mamă, tată? Nu. Ești singură, ok. Bine. Adică nu e ok, e de lăsat de fumat? Nu e ok, da, ok, am înțeles. Da. Dar eu știi ce vreau să aflu de la tine? De ce ai avut puterea să te lași și cât timp n-ai fumat și de ce te-ai apucat din nou? M-am apucat din cauza examenelor la facultate și de stres. Din cauza examenelor de la facultate pe bază de stres. Ce sfat îi dai? Nu știu. De obicei așa se întâmplă. Omul se întoarce în situații de stres la țigară. Țigara îi dă o senzație de fericire momentană, dar ea dă și dependență prin nicotina ei. În acest caz este extrem de util să meargă la un centru antifumat. Acolo vorbește cu personal specializat, care știe ce trebuie să spună. Și o discuție de 3 minute poate schimba extrem de mult în decizia dumneavoastră ulterioară. Sunt îți mulțumesc că ai fost alături de noi și îți doresc putere și minte să... Să lași fumatul. Știu că sună aiurea, asta e, mai ales din gura unuia care a fumat foarte mult timp. E adevărat că am avut puterea să mă las, dar nu asta e problema. Problema e că, așa cum spune și Ionela, și la 6 și la 7 țigări pe zi și la un pachet, pericolul există, el e tot un viciu, iar nenorocita asta de nicotină rămâne în continuare, dacă fumezi 6-7 țigări, cel mai puternic drog după planetă din istoria omenirii. Asta e nicotina. Mergem mai departe. Alt sfat pe care să-l dăm celor cu fumatul pasiv. Aici vreau să rămânem, pentru că aici suferă ei nevinovați. Ia cel puțin și-a asumat să fumeze. Bă, da, sunt copii, sunt nepoții, sunt ăia, soțul sau soția nefumătoare. Ăștia săraci ce vină au? Exact. Deci, acest drog, de fapt, că este un drog, nu produce numai rău omului care fumează, cât și celor din jurul lui. Și aceștia suferă. Suferă copiii, suferă colegii de serviciu. Un al doilea sfat care îl dau, care mi se pare extrem de important, este atitudinea părinților față de fumat. Adică copiii trebuie să știe că este un viciu, că nu trebuie să se apuce de fumat. Copiii țin cont, chiar și în adolescență, ei țin foarte mult cont de părerea părinților. Dacă se consideră că merge o țigară, că atunci și copilul privește altfel. Am citit astăzi un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, că mi-am făcut temele, știind că vii la mine în emisiune și că trebuie să fim serioși în fața oamenilor. Știi câți copii în principal, dar oameni, se apucă de fumat zilnic pe planetă? În medie, funcție de la zi la alta, între 80 și 100 de mii. Deci pe planetă, între 80 și 100 de mii, mai ales copii și tineri, se apucă de fumat în fiecare zi de la Dumnezeu. Este o tragedie. Și peste 50% au sub 18 ani. Marea majoritate au 14-15 ani. Tu ai doi băieți. Unul e mititel, unul are deja o vârstă, are 7 anișori al doilea. Adică de fapt primul. Tu ca mamă, ce sfat dai mamelor în privința grijii pe care zici tu că trebuie să o aibă părintele față de copil cu fumatul? Ce să fac? Concret, ce să fac? Copilul trebuie educat. În primul rând, părintele trebuie să știe că are un rol. Și copilul trebuie educat. Că nu este un viciu, că nicotina este un drog, că sunt substanțe nocive, inclusiv în țigara electronică. Totuși, e un drog.
Iar creierul adolescenților este în plină formare în această perioadă. Nicotina nu e un lucru care îl dorești în creierul copilului tău, indiferent. Majoritatea familiilor, din păcate, știu că o să se supere cei care urmăresc emisiunea, dar ăsta e adevărul. Nu au nivelul de educație și de înțelegere necesare ca el, la rândul lui, să-și educe copilul. Nu au, mai ales în zona rurală, este o tragedie cu nivelul de informare și de educare. Ce trebuie să facă milioanele de familii care nu locuiesc la oraș și au acces la televizor, au la internet, dar nu îi preocupă. Îi preocupă mai mult din dragoste, insula iubirii, căcaturile astea la care te uiți și vezi bikini, vezi, nu se uită la emisiuni info-educative. Totuși, ălora, cu speranța că ei se uită la emisiunea asta, ce sfat le dai părinților ăla? Ce trebuie să facă? Eu cred că părinții sunt, indiferent unde locuiesc, ei, la țară sau la oraș, ei sunt conștienți că tutunul este un viciu și că nu trebuie copilul obișnuit cu așa ceva. Acum vine și rolul societății. Copilul trebuie învățat la școală. Trebuie să fie campanii la televizor, cum este această emisiune, dar sunt și campanii făcute de Organizația Mondială a Sănătății, de Centrul Sănătății, de Ministerul Sănătății. De voi la NASTA, care exact, de centru, doamna doctor Magdalena Ciobanu, care este o persoană extrem de hotărâtă și extrem, extrem de drăguță. Grupul Antifumat de la voi de acolo. Centrul Antifumat, Centrul, da. Antifumat, corect. Bine, hai să mai luăm un telefon. Bună seara, sunteți în direct. La Sălaj, bună seara, Petre. Bună seara, să trăiesc, domnul Barbu. Hai, noroc. Domnul Barbu, o întrebare pentru dumneavoastră. În primul rând, nu-ți baie pentru doamna doctor. Știți dumneavoastră că copiii mor de foame din cauza politicienilor? Foarte mulți. Dar nu mor din cauza... Nu mor din cauza... Nu mor din cauza... Eu vă dau exemplu meu. Ascultă-mă. 36 de ani, Sudor, am ascultat. 36 de ani, Sudor, operat la coloană. Așa. Și eu trebuie să lucru pe mine pe economie, să țin o pruncă în facultate. Așa. Anul 3 la Politehnică și unul liceu. Cu 1000 de lei pe lună. Nevastă-mea 1000 de lei. Nu mor din cauza țigărului, mor din cauza sărăciei. Nu, dar politicienii nu au sărăcit salarii. Da, că salariile minime pe economiile bați politicieni. Nu te minți. Nu politicienii sunt de vină. Poporul, noi suntem de vină. Eu am fost parlamentar și știu... Ați făcut o lege ceva pentru oamenii din rând? Poftim? S-a dat o lege pentru oamenii din rând? N-aveam cum, că am fost de opoziție. Dar nu asta e scuza. N-am fost la putere, am fost în opoziție, deci n-aveam cum să fac legi. Legile le făcea PSD-ul ca și azi. Dar vreau să spun ceva. Situația... Nu le făcea PSD-ul, le făcea toți politicienii. Și încă o întrebare tot pentru dumneavoastră. Așa. No. Știți dumneavoastră în provincie, aici în Sălaș. Așa. Câți mor de foame din cauza politicienilor? Foarte și mulți. Și nu-și pot duce prunci la școală? Foarte prunci mulți. Prunci cu gata cu 10 și nu pot să-ți fii cu 1000 de lei, 2 în facultate. Eu cum să iau 2 în facultate cu 1000 de lei? Da, ai dreptate. Ok, acum... No, uite, o să vă sun după ce termin ăsta micul bacul și o să iei la facultate și o să... Nu i-o dat nici bursă, că trebuie să iei bursă altă. Bine, hai să discutăm despre subiectul emisiunii de azi. Da, o trare pentru doamna doctor. Eu știu că fumatul nu-i bun și ăsta. Dar fumatul vine pe cauza stresului. Păi, dar mie nu fumează niciunul, unui student, unul gătat liceul. Dar eu trebuie să fumez să mă pot și calma, că eu dintr-o mie de lei nu pot să ții doi elevi în școală. Când mă duc la medic și la medic cu familie, trebuie să-i dai șpagă. Unde merg dintr-o mie de lei de bani? Unde merg? Orice trebuie să plătești. Bine, acum, care e întrebarea, drag? Care e întrebarea? Întrebarea e că mor copiii de foame, că merg la orice medic și zice bani. Nu se treabă, ai bani de pâine la copil, o mânca copilul astăzi. Bine. Dai bine. 50 de lei. Mersi mult. Mersi mult. Poftim la Dolj. Radule, salut. Alo, Radu? Nu mă aude. Bine, era cineva de la Dolj. Radu, ești în direct? Nu. Ok. Da. Eu l-am înțeles unde bate omul. Că stresul este factor favorizant al apucării, că se apucă oamenii de fumat. O să discutăm despre stres și fumat după ce luăm 2-3 minute de publicitate. Dar înainte de publicitate te întreb, poate fi combătut stresul altfel decât fumat? Evident. Evident. Continuăm după publicitate.